Bugetul care a alocat, bugetul format de către SGU este pe suma de 67 de miliarde, se află în afirmare pe birou. De dat, ieri a fost trimis. După care s-au făcut aceste modificări, pentru că nu intra bugetul pe ordinea de zi. Și am fost obligat să mișorăm bugetul de la 67 la 57. Deci acest de la 6700 la 5700, deci există. Cineva ar trebui să-l aducă de undeva și să prezinte eu. Ce să fac eu? Să plac pe ce acum? Să ia eu de curs, să pun curs. În cursul zilei de aia a avut loc ședința pregătitoare și au avut loc aceste discuții. A fost prezentată inclusiv lista de investiții și așa mai departe. Faptul că ați venit cu acel buget ieri, nu cred că trebuie să discutăm despre modul în care dumneavoastră ați adus și care sunt criteriile pe bază pe acest buget trebuia pus sau nu pe ordinea de zi. Nu înțeleg de ce în cursul zilei de nu s-a ridicat această problemă în cadrul ședinței pregătitoare la care au participat toți reprezentanții partidelor politice. Vă rog. Astăzi am făcut acest amendament. În cursul zilei de astăzi. Ieri am discutat, am fost de acord cu știți cum a fost acest și azi am făcut cursul în stare. Ca să ieșim din acest impas și să nu ne mai, dacă îmi permiteți, și să nu ne mai crispăm asupra modului, haideți să trecem bugetul așa cum este, dacă considerați că este la par și la promisiunea că la următoarea ședință, împreună cu domnul viceprimar, împreună cu dumneavoastră, împreună cu cei de la SGU, vom analiza cu mult, dar trebuie să ieșim din timp aceste necesități, astfel încât să avem o activitate corespunzătoare, dacă până acum acesta a fost impedimentul la SGU, privind activitatea pe care duceau în teren, și încă o dată subliniez, promit că alături de aparatul de specialitate și cei doi viceprimari ne vom apleca, dacă vreau voie domnul președinte să mă exprim așa. Vă rog să. Mulțumesc. Atent asupra acestei situații, ca să o planificăm și să aducem la îndeplinire la următoarea ședință.